Salut și bine v-am găsit pe canalul FVE Blog. Dacă tot e luna decembrie, m-am gândit să asamblez niște kituri cu jocuri de lumini. Avem de față un PCB, un kit, sub formă de stea, cu LED-uri SMD albastre. Am observat că există și un mic punct albastru, semn că LED-urile sunt de culoare albastră. Efectul luminos, din câte am înțeles, ar fi un fel de respirație electronică. Lumină probabil care se aprinde și se stinge ușor, nu brusc. O să vă afișez și schema acestui montaj. Din păcate nu a venit cu o foaie cu datele tehnice, dar pe site, pe AliExpress, de unde am cumpărat, există și acea schemă. Bineînțeles că o să atașez de unde am cumpărat linkul către AliExpress. Deci avem PCB-ul integrat, un tranzistor, un condensator ceramic SMD, mai multe rezistoare, în total văd că sunt 6 tip SMD și LED-urile SMD, cele din partea dreaptă. Pentru lipirea componentelor pe acest PCB voi folosi suportul de față, dăm mai în spate. Să lipim prima dată rezistoarele. Avem 3 de 47 de kΩ. Scrie pe el 473, adică 47 și 3 zerouri. Punem puțin flux. Am rezolvat. Să cositorim nițel primul pad. Următorul rezistor SMD scrie pe el 104, 10 și 4 zerouri de 100 de kΩ. E puțin mai greu să lipesc componente SMD, dat fiind faptul că n-am un microscop. Un alt rezistor SMD, scrie pe el 333, adică 33 ori 1000, 3 zerouri. A treia cifră semnificativă reprezintă numărul de zerouri. Și ultimul rezistor SMD, de 22 de ohmi. E cel de aici, foarte mic. Și un condensator ceramic. L-am măsurat adineaura cu multimetrul și are 36 de microfarazi. L-am măsurat de 2-3 ori, ca să fiu sigur. Să lipim un pic, să cositorim practic. Să lipim un terminal al condensatorului lipit și celălalt terminal. Mai avem de lipit integratul LM358 cu două amplificatoare operaționale înăuntru, două canale. Avem grijă la primul pin aici și avem punctul pe integrat. Foarte important. Cositorim un pad de aici. Încerc să-l pun pe poziție. Este pus. Să lipim pinul numărul 1. Lipit. Și trecem și la următorul. În regulă, mai avem un tranzistor bipolar NPN, pe el scrie J3Y, nu știu dacă vedeți voi, da, e mai greu. Este practic S8050, un tranzistor NPN. Era gata să-l pierd, mare atenție când manipulați astfel de componente. Urmează să lipim și LED-urile albastre, partea marcată cu verde reprezintă catodul, minusul. Bineînțeles că avem marcat și pe cablaj care e catodul și care e anod. Catod, anod.
încă 4 LED-uri. Da, trebuie să învârtim așa pe CV-ul. Punem flux în zona aia. Să cositorim nițel. În sfârșit, toate LED-urile au fost lipite. Să lipim și cablurile. Primul, hai să cositorim minusul. Pe minus au pus albastru, dar ce nu au avut negru? Straniu. Ah, gata. Să curățăm nițel cu alcool izopropilic. Și pe partea asta. Bun, iar acum să testăm montajul la 5V. Să stinge lumina, să vedeți mai bine. A mai crescut puțin tensiunea și se pare că se aprinde mai bine cu o tensiune mai mare, cu puțin 5,3 volți spre 5,5. E mai bine așa. Să stingem și un pic lumina. Că n-arată chiar rău, e interesant. Voi ce spuneți? N-arată rău montajul cu LM358, un tranzistor bipolar, cel de aici. Cam mai să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!